Luna Ramazan comemorează în fiecare an începutul revelării Coranului cel Sfânt, Cartea Sfântă a Islamului de către Allah către profetul Muhammed. Potrivit tradiției, musulmanii trebuie să țină post negru și să respecte cele 5 rugăciuni zilnice. Pentru a marca semnificația deosebită a acestei luni sfinte, slujbele din moschee încep dimineața cu citirea Coranului, urmate de predici speciale ale imamilor la care participă și femeile. Seara au loc alte slujbe la care participă bărbații și femeile din comunitate. La finalul postului începe Ramazan Bayramul. Sărbătoarea durează 3 zile, timp în care sunt servite mâncărurile tradiționale, dar mai ales dulciurile și, bineînțeles, nelipsitele baclavale.